fim da, aplicații foarte Hai. interesante din care... Ia plimbă de tu prin studio, aia să vedem. păi, uh, uite, mă gândeam să aduc un uh, motor cu reacție. Ia să... E reacție, să E Fii atent. E reacție. Poftim. E reacție, da. E reacție. Uite, uh, îl punem aici pe podeaua platoului. Așa, l-am pus aici. Bun. Și acum vreau să-l fac un pic mai mare. N-aș vrea să exagerez. Cam nu așa. cred că e atât de mare. Acum, e da. și mai mare dată. Ideea e să nu Când ne dai jos de pe cred. scaune. Ba, da. da? Cam așa. E mai mare la avion? Cam așa trebuie să fie. Hai să-l și rotesc un pic. așa. Cam așa. Bun, suntem gata. Bun, și vedem aici motorul cu Pricinul reacție. Și nu Ba, pornești? Îl pornim imediat. Stai că vă ați pitit după el. Că pot să fac un așa. pic mai Așa. Uh, uite, Asta acum l-am desfăcut ca, din... ca să-l vedem din lateral și să putem să vedem care sunt componentele unui motor cu reacție. Deci avem aici zona de admisie. Avem uh, ventilatorul, aici ar trebui să avem, avem și injectoarele, turbinele și aici avem partea de postcombustie. Și putem să vedem cum funcționează fiecare proces în parte când intră în acțiune injectorul, turbina... Las-o mă la punctul mort. nu are cutie de viteză. Nu are cutie de Bun, Și aici vedem și arderea cum este făcută. Da, și da, Acum e... aș putea să înlocuiesc uh, acest de motor cu de reacție bitenie, cu orice da. altceva. Uite, aș putea să pun o căsuță micuță din lemn și să vedem cum este construită pas cu pas. Ios. Ia e aici, la noi în. Uh... Uite, chiar aici. Uite, o o pun aici, văd. o fac mai mare un pic. Așa, și hai. I-am făcut fundația și începe. Odeaua, izolație, mă rog, parchet, fi asta. Nu, no, e. Un Ozebe. perete. Uh, încă un perete cu fereastră ușa și uite ce e interesant. acum poți să fac capul pe geam. Hello! e foarte interesantă această aplicație pentru că i-am arătat acum lucrurile mai fun, dar sunt și alte lucruri pe care le, le putem vedea în această aplicație. poți să faci, nu? nu, dar nu poți. ce poți să-ți oferi cel mai bine este acest rucsac din Ghostbuster, care sigur prăjește orice. muștar dacă ți-e poftă, nu. Face și muștar, dar avem cuptor cu microunde. da, să, putem să punem și un cuptor cu microunde mare aici. Trebuie deci să-l descarce, de un pic no. Sunt toate proiecte 3D pe care le descarcă din cloud Și ce e interesant e că putem să le facem noi Iată Un cuptor cu microonde, cum pui înăuntru? Cu tot Ca să nu mai ai ce să mai pui Ca să nu mai ai ce să pui în pui, da Ia uite. Ai făcut <laughs> fericit pe producătorul nostru în Intrăm în cuptor, gata A și pornit, uite ne arată cum funcționează Sigur, gata a, stai, că acum am văzut, că uite, poți să vezi și componentele din cuptor. E și gata, dacă știam că așa repede se gătește. Da, pe ce șimplu fi. <laughs> uh, și mai am câteva aplicații foarte interesante, o să le uh, arăt imediat de pe uh, laptop. Tot la fel, uh, gratuite, uh, pe care le pot încerca atât profesorii cât și elevii. Uh, unul dintre ele se numește PHET, dacă scanați codul QR pe care îl vedeți acum pe ecran, în partea dreaptă jos, o să vedeți toate linkurile acestea, o să ajungeți la ele prin site-ul nostru. Platforma de la PHT este oferită gratuit de către Universitatea din Colorado, și aici avem așa, experimente pe care le putem face, simulări mai degrabă din fizică, chimie, matematică, științe și biologie. Și mă jucasem mai devreme cu un circuit electric, însă am descoperit ceva și mai interesant. Este un simulator de energie, iar aici putem să facem experiment cu acest skater care merge pe un trasor pe care noi putem să-l alegem și vedem care este energie sau unde avem energie cinetică, unde avem potențial de energie, putem să mărim rezistența roților, putem să luăm inclusiv la gravitate sau la greutatea skaterului. Da? Și putem să obținem niște informații foarte interesante aici, fără să ne jilim noi picioarele uh, într-un skate. Putem să construim, cum spuneam, și niște circuite electrice. Uh, iată, eu am unul aici cu baterie, fire. Uh, și cred că făcusem și un întrerupător la un moment dat. Am și un voltmetru pe care pot să-l pun aici și îl trag foarte ușor peste circuit, peste baterie. Așa, odată aici. Și pot să-l pun odată pe back și să vedem. Avem 9V pe... Acest circuit. Sunt o mulțime de alte uh, aplicații în această platformă. Sunt peste un miliard de simulări făcute până acum despre atomi, protoni, neutroni, despre. P tot felul de legi, de teorii, pe care le puteți încerca aici. De la Praxilabs am mai găsit o platformă interesantă. Este gratuită, 30 de zile. Iar aici avem la fel foarte multe experimente pe care le putem face direct din browser, fără să investim în vreun laborator foarte scump sau unde nu este acces. Aici avem. Testasem eu ceva cu a, gravitația și avem acest sistem cu bilă care cade și putem să cronometrăm în cât timp a căzut bila la distanța pe care noi am ales-o. Toate aceste linkuri le găsiți, cum spuneam, și pe știrile protv.ro în secțiunea Elec Iată, avem articol aici foarte frumos cu toate linkurile către aceste platforme, inclusiv aplicația Gigspace pe care am văzut-o mai devreme, care funcționează, din păcate, doar pe telefoanele cu um, iOS, mai ales pe cele care au aici un sensor LiDAR. un sensor LiDAR care scanează um, cu laser tot ce este în jurul nostru ca să poată să, să ne oferă acele imagini tridimensionale. Mulțumesc tare mult că m-ați urmărit, cum spuneam, detalii pe știrile și ne vedem mâine dimineață. La revedere!